Bună dimineața, stimabil companion, și bine ne-am revăzut la Aventura TV. Eram dator la dumneavoastră cu o informație, și anume faptul că săptămâna, de fapt acum două săptămâni când am fost în, cred că trei, da, acum trei săptămâni când am fost pe Snowdon, cel mai înalt munte al țării Galilor, rămăsesem dator să vă dau o cotă exactă, 998 de metri, vârful Lake District, vârful se numește Scaffold Pike, se află în Lake District și este cea mai înaltă cotă a Angliei. Am revizuit, m-am ținut de cuvânt într-un mod cât am putut de corect și cu aceasta proiectul Snowdonia s-a finalizat, o tură pe cinste pe care v-am recomandat-o și atunci vă recomand și acum, fiindcă se merită din toate punctele de vedere. Bun, astăzi ne-am întors acasă și o să mergem prin Bucegi, o să facem o tură pe care o fac în premieră în acest format, adică pe schiuri. Am mai umblat pe schiuri aici, pe aici, prin zona aceasta, pe Valea Doamnele, pentru că despre Valea Doamnele este vorba. O să încercăm să încropim un circuit în sensul de a porni pe Valea, pe Valea Doamnele, marcat cu marcaj triunghi roșu, după care o să ieșim sus în banda roșie și o să continuăm până la vârful Omu. După care coborâm de la vârful Omul, trece pe lângă Ciardac, pe deasupra părții superioare a circului Văii Cerbului, și o să încercăm să urcăm, dacă zăpada ne permite, deși este final de primăvară și început de vară, să urcăm deasupra colțului mare al Obârșiei și să revenim pe versantul acesta sudic al Obârșiei, atât cât putem să mai prinde în zăpadă pe Văioage. Primăvara, începutul primăverii, chiar și toată perioada primăverii se poate schia foarte frumos în variantă off-piste pe văile din Bucegi, fie că vorbim de văile din spre abruptul Prahovean, fie că vorbim de acestea sudice. Cu câteva emisiuni în urmă am făcut o tură chiar și pe văile nordice, tot la schi. Motiv pentru care astăzi am prilejul de a mulțumi SkiTrab România pentru suportul pe care ni l-a oferit în ieșirile noastre de schi din această iarnă. Pornim pe Valea Doamnele, mergem sus în culmea Strungile, de fapt nu în culmea Strungile, pe creasta Grănicierilor, cum se spunea, zona Guțanu, urcăm sus în colțul Obârșiei, în colțul Doamnelor, de acolo o să coborâm, trecem pe deasupra Mecetului Turcesc, urcăm la vârful Omu și după aceea revenim pe Obârșie în condițiile în care zăpada ne-o permite. Thank you.
după, hai să zicem, o oră de la startul din zona Peștera, ajungem deasupra cascadei Doamnele. Să știți că n-am mers pe poteca turistică, am luat-o direct pe vale și acum am prins limba aceasta de zăpadă, care să vedem până unde ne duce. Dacă pe Triunghi Roșu în sus, spre refugiul din Bătrâna, zăpada nu este așa cum eu doresc sau eventual lipsește cu desăvârșire, atunci va trebui să cotim spre nord pe Valea Șucheliței, îi spunei, nu știu dacă știați de această vale, imediat până în bordeiul de sterpe din Bătrâna, o vale cotește în sus și iese undeva chiar foarte aproape de colțul Doamnelor, colțul de sus, nu colțul de aici de jos. Vreau să vă spun că am fost urecheat pe traseu de două persoane, un cuplu, care m-au întrebat dacă se află în poziția corectă pentru gura de rai. Și eu am spus că nu, din două considerente. Unul, pe care îl consider că este esențial, și anume faptul că așa ceva nu există. Chiar dacă sunt foarte mulți oameni care au studiat zona respectivă, care au găsit centre energetice, după părerea mea, aceste centre energetice au legătură strict cu electromagnetismul Pământului și nu cu aceste puncte pe care unii le consideră a fi chiar mistice. Iar al doilea considerent pentru care am spus că aceștia nu se află în poziția corectă este că acea zisă gură de rai nu se află pe Valea Doamnele, ci se află pe Valea Obârșiei, undeva aproape de cascada Obârșiei, unde este și un loc marcat cu pietre și unde se presupune că este acea gură de rai. Iar la aceasta, dacă va trebui să adăugăm, precum TVA-ul, un al treilea considerent al meu, care ține de credința sacră a strămoșilor mei, este legat de faptul că după acestea, gura de rai ar trebui să fie, din punct de vedere logic, undeva pe direcția ascendentă și nici de cum pe direcție descendentă, căutând energii care duc undeva în adâncul scoarței terestre. Da, acestea sunt, să spunem așa, rațiunile mele în care cred și sunt convins că sunt reale, până la proba contrarie, atunci când cineva m-a inițiat, poate să mă convingă real că aceste lucruri există. Thank you.
Într-un final am intrat în traseul clasic de creastă, de bandă roșie. Vreau să vă spun că am rămas uimit de valea asta. Nu mai fusesem de mult pe ea, în orice caz niciodată n-am parcurs-o cap-coadă, adică din Valea Doamnelor, dintre Unghiul Roșu și până aici în banda roșie, în creasta Grănicerilor. Practic am făcut o scurtătură pe traseul clasic care trecea pe la Refugiul Bătrâna. N-am mai trecut pe la Refugiul Bătrâna pentru că zăpada nu prea este foarte bună pe creastă, este destul de moale și scap cu schiurile în ea și destul de întreruptă pe unele porțiuni. Și mai avem o problemă imediat după ce plecăm de la Refugiul Bătrâna. Intrăm într-o porțiune cu jnepen destul de deși așa și destul de greu de pătruns printre ei, dar mite cu schiurile, adică porțiunea aia care însumează undeva la aproximativ 500 de metri, cred că era destul de greu de parcurs. Și așa că am preferat această vale minunată a Șuchelniței. Chiar o vedeți în spatele meu. Este o vale care într-adevăr merită parcursă, cred că și pe timp de vară, fiindcă este destul de spectaculoasă, la un moment dat intră și printr-un chei îngust. Este o vale glaciară mai mică, nu așa mare cum este de exemplu Valea Obârșiei sau Valea Sugările, dar destul de spectaculoasă, mai ales pe schi, un schi superb și la urcare, dar cred că mai ales la coborâre este minunat. Puțin în plan îndepărtat, Bătrâna Leaută, un traseu, mai degrabă este un masiv care se leagă destul de strâns de munții Bucegi în zona Strungile și care de asemenea ne uimește de fiecare dată când ajungem pe aici cu frumusețea ei sau frumusețea lui, dacă vorbim de munte. Iar ceva mai în spate, creasta principală a Pietrei Craiului, mai este zăpadă încă, iar în plan mai îndepărtat și mai acoperit cu zăpadă, Iezerul și ceva din partea estică a Făgărașului, zona Berevoescu, și cred că se mai vede ceva și din zona Urlea. Până la Moldovean nu mai este, nu vedem atât de bine de aici, mai ales că acum, în sezon de primăvară, mai complicat cu vizibilitatea la distanță mare, fiindcă se schimbă climatul acesta, se încălzește și e destul de mult condens în atmosferă, destul de multă neceață, e ca o boare așa, mai degrabă, care este emanată din topirea zăpezii. Mai sigur, da. Mai continuăm pe traseu, o să ajungem și la bifurcația cu traseul care vine pe Munchea Doamnei și pe care am fost cu câteva ediții în urmă, după care urcăm în colțul Doamnelor, iar de acolo coborâm în partea superioară a Obârșiei, în căldarea superioară a Obârșiei și mai vorbim de acolo. Thank you.
Da, am bifat și 2500, 5 metri, oameni buni. Lume ca la Balamuc. Zăpadă moale. Nu prea sunt condiții de drumeție așa, dar circulă lumea. Vine lume și dinspre Mălăiești. Puzderie, puzderie dinspre Mălăiești, puzderie dinspre Peștera. Ca să nu mai vorbesc dinspre Babele. Dar, într-adevăr, a fost și o zi frumoasă astăzi, care s-a pretat de minune pentru drumeții. Drumeții din astea, cu condiții termice de primăvară, dar cu condiții de mers de iarnă. Zăpadă, vă spuneam, moale și destul de greu de înaintat prin ea. Dar, da, asta este. Până la urmă, urmei frumos. Privelește chiar frumoasă spre Coștila și vârfurile din spate, cota 2000, spre culmea Babele, munții Baiului, munții Tigăile, munții Ciucaș, undeva mai în fundal, iar aici încolo spre vest, cât vezi cu ochii creasta Carpaților Meridionali, vârful Scara, în plan mai apropiat, după aceea Piatra Craiului, iar după Piatra Craiului munții Iezer, Păpușa și ceva mai în spate, un pic zărim din Făgăraș, dar nu foarte mult. De aici traseul nostru continuă pe colțul Obârșiei, o să urcăm pe colțul Obârșiei, după care o să coborâm pe schiuri, pe vâlcelele astea dinspre vest. Foace nasole fără ochelari. Mi-am uitat ochelarii și se cunoaște. O să coborâm pe vâlcelele dinspre vest, pe versantul vestic al muntele Obârșia, în banda albastră, traseul care vine de la Peștera până la vârful Om.
Până și la vale este greu cu boul mic. Între timp m-a lăsat bateria la GoPro, n-am putut să filmez această coborâre extraordinar de spectaculoasă pe versantul sudic al obârșiei. Dar da, frumos. Mulțumim Trav România pentru sprijinul acordat emisiunii noastre de astăzi. Să sperăm că acest parteneriat va dura destul de mult de acum înainte. Mai avem foarte puțin și ajungem la peștera. Am făcut o confluență oarecum. Am plecat de la intrarea în Valea Doamnele și am ajuns la ieșirea, oarecum la vărsarea acesteia în râul Obârșia. În râul Ialomița, de fapt, mă rog, Obârșia ca și origine. Hidrografică, bineînțeles. Frumos! Urcat pe Doamnele, condiții ok, până deasupra cascadei, iar de acolo am cotit pe Valea Șuchelniței, superbă, credeți-mă. Chiar se merită să o faceți și pe jos și pe foarte sălbatică. Se pretează de minune și la schi, atât la urcare, cât cred că mai ales la coborâre. Am coborât odată pe ea de mult, dar am coborât de sus, de aici, din Munchea Doamnele. Am coborât în Valea Șuchelniței și de acolo, pe deasupra cascadei, am revenit cu schiurile până aici, la confluența cu Obârșia. Pe sus, pe marcajul bandă roșie, aceea zăpadă moale, aceea zăpadă grea, puțină lume pe sectorul ăsta între refugiul Bătrâna și vârful Omu. S-a mișcat ceva astăzi, dar destul de puțin. În schimb, multă lume la Omu și destul de multă lume care venea din toate direcțiile. Vă spuneam, dinspre Babele. Mă strânge asta. Dinspre Babele, dinspre Mălăiești, chiar și dincoace, dinspre Valea noastră a Ialomiței. A circulat lumea astăzi. Mai trist este că nu prea e lume pe vale. Cabane, hoteluri, cam goale. Este și destul de ciudată luna asta, final de aprilie, început de mai, pentru că prea mare lucru nu ai ce să faci decât dacă stai bine pe ulucuțe sau pe picioare, să stai să nozi prin zăpadă, fiindcă la pas e destul de greu. Au fost porțiuni acolo după ce am coborât din Omul și am ajuns la Ciardac. Am încercat pe schiuri o porțiune de timp până pe la jumătatea pantei, iar de acolo n-am mai mers, a trebuit să le dau jos, să le agăs pe rucsac și să să o iau la căpar. Și vreau să vă spun că greu. Dincolo de ghenuche, cum se spune pe românește, intram în zăpadă. Am mai avut un pic de furcă între colțul Obârșiei mari și mici. Fiindcă și acolo era zăpadă mare, n-am putut să stau pe schiuri pentru că am și scăpat la un moment dat până la brâu cu schiuri cu tot. Am făcut o acrobație din asta. Dar de acolo, de sub colțul Obârșiei, am venit destul de bine la vale.
zăpadă mai tasată un pic, în sensul că fiind pe versantul ăsta sud-vestic, a visculit toată iarna și zăpada este mai mai dură, mai bună de schi. Da. Păi, ce să zic? Veniți la munte, dau un pic mai încolo, pentru că nu prea e momentul acum, decât dacă vreți să veniți pe schiuri, cu cea mai mare plăcere, vă primesc în zonă, vă aștept și cu flori, dacă este cazul, pentru că chiar merită zona asta. Eu am tot făcut lobby pentru ea și am să fac toată viața, fiindcă cred că este cea mai complexă și mai frumoasă zonă turistică montană din România. Până la o nouă ediție Aventura TV, s-auzim și s-auziți numai de bine, așa cum am făcut-o de fiecare dată, și vă așteptăm cu mare drag și interes și la edițiile noastre viitoare. Toate bune! Thank you.